chestie și mai mișto de, de final, trebuie să spun că ministrul educației este extraordinar, Remus Pricopie. Ce a mai făcut? Ce a mai făcut? Îți spun eu, a arătat că nu știe care este originea numelui său. Băi, nu, acum nici eu nu știu poate originea numelui Andrei, deși îl știu. Așa. Nu știu. Băi, dar mi se pare o chestie de cultură generală să, nu știu, să nu știi de Romulus și Remus. Fii atent ce zice el. Întrebarea: în ce oraș s-a născut Romulus și Remus? Pricopie răspunde așa: nu știu dacă s-au născut într-un oraș anume. Normal, așa. Pentru că ei au fost găsiți de cineva în pădure, într-un cuib. Cred că vulpea nu era cetățean, știi? Cumva că lupul, de fapt, de la care au subt Romulus și Remus, el a zis că era vulpe. Și atunci, cu această chestie în minte, zi. Romulus și Remus s-au mai născut și în Caracal. Da, îți dai seama. Însă, pentru dragul nostru ministru, care ar trebui să mai învețe niște chestii de cultură generală, aș vrea să îi fac și eu un catren foarte drăguț. Să faci catrenul? Care sună ceva genul... M-am născut între Carpați, pe frunzele rupte, și când îmi era foame, sugeam de la vulpe.